Valeriu Zgonea, candidatul Uniunii Social-Liberale pentru Camera Deputaților în Colegiul 9, Segarcea, Valea Dunării, s-a întâlnit cu locuitorii comunei Sadova, cărora le-a prezentat programul de guvernare al USL. Cetățenii s-au plâns de nivelul pensiilor și lipsa locurilor de muncă. Deputatul Valeriu Zgonea a subliniat că prioritatea USL este crearea de noi locuri de muncă. Da. Foarte bine. Păi, foarte bine, dar vrem să muncim aici, în România, nu în Spania. Vorbim la anul că vrem. Dar să ieșiți la vot. Unu, să ieșiți, doi. O lună sau te mai scoate? Nenorocirea României este că cu toate că nu au primit nici 5 bani de la fosta guvernare, edilii din Sadova au reușit să extindă sistemul de alimentare cu apă și să construiască o școală nouă. Cum în Sadova agricultura rămâne ocupația de bază pentru oamenii locului, cetățenii au vorbit despre greutățile de care se lovesc. Pentru USL, agricultura este o direcție strategică, a susținut Valeriu Zgonea, care a menționat că este nevoie de un program național pentru sectorul legume-fructe, urmând a fi construite microfabrici locale de procesare și depozite cu o capacitate de 500 de tone fiecare. Ieșiți la vot, că face treabă și care sunt. Vasile a zis că... Băi, sunteți pe 9 decembrie, da? Punem guvernul și facem. Depoi mâine într-o săptămână. Da. Eu mă că toți sunt plecați. Deci de aici tot colegiul meu plâng bătrânii și spun, dumne, adune copiii acasă. Păi ne gonește foamea, domnule. Păi ce? Păi dacă auziți, că zisă dumneavoastră o vorbă mare și domnul John. Păi dacă nu plecau, mai vedeți, la casa aia a pus ceva, la altă ceva, nimic, la altă... Nimic, nimic. Păi ele, femeile, astea, în general, femeile au plecat, nu bărbați. Și bărbați, dar mai mult ele au plecat. Oamenii își îndreaptă ochii într-o singură direcție. Șansa ca USL să formeze un guvern puternic după alegerile din 9 decembrie și cu sprijinul deputatului Valeriu Zgonea să apară investitorii și locurile de muncă. Credem cu toții într-o Românie mai puternică, o țară unde fiecare om are dreptul la un loc de muncă sigur, un venit bun și un viitor pentru familia lui, a declarat deputatul Valeriu Zgonea.